egalitarismul acela comunist pe care îl condamnăm toți și care mă înfioară numai când mă gândesc la el, avea totuși o calitate. Că toată lumea avea ce să mănânce, așa cum era, cu rație sau fără rație. Nu erau frigiderele goale, nu erau oameni care trăiesc din mira vânzătorului de cartofi.